Problema copiilor aflați în situații de risc a fost discutată astăzi în cadrul ședinței organizate de autoritățile publice locale cu asistenți sociali și reprezentanții puterii locale. Obiectivul ședinței a fost stabilirea mecanismelor de protecție, identificare, evaluare, monitorizare și evidența copiilor aflați în situații de risc, cât și cei lipsiți de ocrotirea părintească. Numărul copiilor rămași fără ocrotire părintească este în creștere. Tocmai din această cauză, autoritățile au discutat astăzi despre problema copiilor aflați în situații de risc. Iar legea 140, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova din 14 iunie 2013, prevede măsurile de protecție a acestor copii. Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți reglementează noțiunile principale care sunt utilizate de către specialiștii care activează în protecția copilului. Reglementează autoritățile care au competențele de bază în domeniul protecției copilului, dar și atribuțiile acestor autorități. Totodată, legea reglementează procedurile de identificare, evidență, monitorizare și intervențiile care urmează să fie realizate în cazul copiilor separați de părinți. De asemenea, legea reglementează care sunt situațiile de risc pentru copii și, în ultimul rând, legea reglementează necesitatea cooperării și obligativitatea cooperării intersectoriale în vederea protecției copiilor separați de părinți. Autoritățile recunosc că încă nu au reușit să implementeze legea în vigoare. A fost luat copilul din familie și deoarece nu a fost hotărârea irevocabilă, care devine irevocabilă timp de 30 de zile, părinții s-au adresat în instanța de judecată și au apărut probleme. De ce am zis? Trebuie să fie o hotărâre definitivă. Irevocabil. Situația vine că copilul trebuie nemijlocit urgent de luat din familie. Dacă este nevoie de urgență, dacă se constată pericol iminent, adică am zis. Nu s-a atras atenția că a fost suficient doar hotărârea, dar nu s-a atras atenția la 30 zile care devine irevocabil. Asta a fost problema. В данной ситуации у нас в селах много проблем, дети остаются без присмотра родителей, родители уезжают на заработки, ну такая ситуация в стране. Поэтому мы должны быть подготовлены и знать, что нужно делать, как делать, кому обращаться, для того, чтобы как-никак скрасить эту жизнь, и чтобы дети не оставались без присмотра, чтобы мы знали, куда их можно определить, как определить, чтобы все соответствовало закону. Menționăm că în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din Glodeni au fost luate la evidență 102 familii cu copii care se află în situații de risc, iar la 96 din familie au fost deschise dosare personale. Și terminând cu nivelul central, toți specialiștii au tangențe cu protecția copilului.